Ce ne șoc la Survivor România! I-a desfăcut sutienul, în direct. Reacție fabuloasă a lui Marian Drăgulescu, aoleu. Show-ul Survivor România, ediția anului 2022, a debutat la ProTV în urmă cu trei luni. Concurenții se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro, iar condițiile din competiție sunt foarte grele. Aceștia sunt nevoiți să se adapteze la un trai în junglă, departe de confortul de acasă. De asemenea, și alimentația este schimbată drastic, au o dietă limitată, bazată în mare parte pe cocos și uneori orez. Atunci când câștigă anumite jocuri, aceștia au ocazia să primească alte alimente sau chiar momente de relaxare. Faimo și se bucură din plin de recompensa câștigată. Veseli pornesc într-o excursie la Parcul Monchiland, o grădină botanică imensă, care este și casă pentru zeci de maimuțe veverițe. Acestea sunt foarte bulânde, dar în același timp și imrevizibile. Tejemiles se arată fascinat de ființele drăgălașe, iar când acestea îi se ucră pe umeri, el spune, nu m-am simțit chiar regele junglei, dar unic. Elena Chiriac s-a trezit cu sutienul desfăcut la spate de către o maimuță, nu știu de ce m-au ales, dar pot să mă simt mândră, spune ea. Reacția fabuloasă a lui Marian Drăgulescu Atunci când Elena Chiriac s-a trezit cu sutienul desfăcut la spate de către o maimuță, Marian Drăgulescu a avut o reacție formidabilă, făcând ochii mari și exclând, aoleu! Ulterior, Marian a povestit cât de mult i-a plăcut să petreacă ziua printre animăluțele jucăușe. Este minunat. Este pentru prima dată când sunt în mijlocul unor maimuțe. Sper ca ziua să dureze cât mai mult astăzi, să ne bucurăm de fiecare moment aici, în Dominicană, a povestit Marian Drăgulescu.